Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. O emisiune în această seară în trei părți. În prima parte, un artist cu totul special. Vom vorbi despre colinde, despre tradiție și vom și auzi câteva colinde absolut excepționale. În partea a doua, Iuliana Dabija, nutriționist. Cum, ce trebuie să mâncăm, mai ales acum că vin sărbătorile de iarnă. Și în ultima parte a emisiunii, Cornel Nistorescu, jurnalist, nu mai are nevoie de nicio prezentare. În prima parte am un artist cu totul special, Adrian Aidin pe numele său. Bună seara, bine ai venit! Bună seara, bine v-am regăsit! Vă mulțumesc de invitație! S-a lipit instrumentul ăsta de imaginea ta? Destul... S-a lipit de burta mea, în primul rând, pentru că, uite, după cum îl vedeți, da, cade pe burta. Dar e foarte bine, pentru că mai de mult cădea în alte zone și verificam puterea instrumentului, dacă vă vine să credeți, eu nu vă... ținându-l între picioare și în funcție de vibrația lui, dacă simțeam o bucurie mai mare sau mai mică, înseamnă că violoncelul e foarte bun. Nu vă pot explica altfel. Credeți-mă că așa făceam. Am înțeles. Explicația este practic biologică, științifică, da, aproape. Da. Ce înseamnă pentru tine ideea de... Știți că asta mă simt foarte bine. Ce înseamnă ideea de colinde, tradiție, colindători pentru Adrian Aidin? Păi cred că cea mai frumoasă sărbătoare. De mâine încolo o să vă colind pe toți acasă. O vezi, da. În ce sens? Colinda vine din latinescul calendus, calendus, care însemna cântec păgân, așa numeau și grecii spuneau asta, dar și latinii, romanii spuneau că asta însemna cântec păgân. Dar colindele s-au mulat foarte bine pe cultura creștină care a venit după aceea pe religie. Avem și colinde de dinainte de Hristos și de după Hristos. Deci, pentru mine, înseamnă o bucurie imensă. Imensă. Dar ieși din casa ta și de a pleca în altă casă să colinzi. N-am putut să vin cu toba, că am violoncel acum, dar eu plec cu toba, cu fluierul, colindăm așa cum trebuie. Da, faci asta din totdeauna, Adrian, sau... Da. A, faci dintotdeauna. Și în copilărie mergeai cu colindul. Și copilărie mergeam cu la steaua, se numește. Uh-huh. Copiii vin cu la steaua. În 24, întâi copiii merg și anunță nașterea cu steaua. După care, din 25, merg adulții. Ce să vă mai spun? O să fie colinde, văcând, dacă o să avem timp, avem colinde. Din anumite zone. Colindele pe care le voi cânta astăzi au fost făcute pe un CD pe care l-a făcut Ionuț Pavel, producător, și George Nemeznic, tot producător. Iar eu cu John Micu, un mare tobar, și o să auziți, am făcut un mare tobar. Am făcut aceste colinde pe care le-am cules din zona... eu continui să-i spun sat, dar acum este comună. Comuna Mărișel, din Apuseni. Cam la o jumătate de oră de Cluj. Dar e sat, pentru că sunt vreo două, trei sate cumva unite pe hârtie. Ele are câteva case acolo, vreo 30-40 de case. Și am cules colindele pe care urmează să vi le cânt câte vom putea în seara asta, de la Nicolae Vădan, cel care mi-a favorit violoncelul ăsta. Mm-hmm. Atât de frumos și de bun. Cu și el le-a cules? El le știa de la o bătrână care ni le-a și scris în seara în care m-am dus să colind. Am și filmările, poate într-o zi o să vă arăt filmările cu el. El a fost numit de către, nu știu, de autoritățile române, tezaurul uman viu. Sunt 16 oameni în România care au acest titlu foarte frumos de tezaurul uman viu. El, făurind, fiind și lutier înainte, făurind instrumentele, a donat niște case pe care el le-a sculptat și le-a făcut acelui sat și altor sate. Și lumea îl iubește enorm de mult. De la el am cules aceste colinde superbe. Inclusiv Veselește-te, Domn Bun, colinda ușii, pentru că colinda ușii se cântă înainte de... Ce să vă spun? Hai să vedem, da, avem o filmare extraordinară. Să vedem asta, colinda ușii, și după aceea... Asta e colinda mesei, ce filmare. A, colinda mesei e filmarea, da, colinda ușii. După ce intri în cameră, după ce intri în casa a gazdei. Colinda mesei are un text incredibil. Are un text pe care l-am găsit în acea zonă extraordinar de frumos. Hai să vedem și după aceea ne întoarcem, da, și continuăm, da, discuția și o să ne și cânti live în studio. Dai, deci să vedem această filmare.
Și-aciși, Doamne, n-astă casă, florile d'albe, și-aciși, Doamne, n-astă casă, sunt-uși, Doamne, mese întinse, florile d'albe, sunt-uși, Doamne, mese întinse, și cu pahare pe dânse, florile d'albe, și cu pahare pe dânse, la fundul paharului, florile d'albe, la fundul paharului. Scrisă-i raza soarelui, florile d'albe, scrisă-i raza soarelui, la mijlocul paharului, florile d'albe, la mijlocul paharului, uită mâia Domnului, florile d'albe, uită mâia Domnului, la vârful paharului, florile d'albe, la vârful paharului. Scrisul nero cobotezu, florile d'albe, scrisul nero cobotezu, dala un cos Doamne de masă, florile d'albe, dala un cos Doamne de masă, ședie gazda veselească, florile d'albe, ședie gazda veselească, la al doilea cos de masă, florile d'albe, la al doilea cos de masă, ședie Petru. Adrian Aidin, așadar, povestea acestor colinde, versuri culese, din zona Clujului, din zona Apusenilor, din zona Clujului. Toate versurile pe care le veți asculta sunt din zona comunei, satului, eu îi spun sat, Mărișel, de la poalele munților Apuseni, după ce treci de barajul Tarnița și în zona aia. Uh-huh. Treci de Gilău, barajul Tarnița, uh-huh, și ajungi în zona. Îi salut pe toți oamenii de acolo că sunt oameni români. Vorbeam în timp ce se derula cântecul, foarte frumos, absolut extraordinar. Spuneai că toate colindele sunt cu flori d'albe. Da. Și colindele sunt făcute iarna, sunt pentru sărbătorile de iarnă. De ce? Ai o explicație? M-am întrebat ani de zile de ce aproape toate colindele sunt la refren cu flori d'albe. Vă mai cântă, pot să vă mai cânt un colind acum? Da, să vedeți ce înseamnă... Leușor ușo plecatul, lor d'albă, floare de mărul, leușor ușo plecatul. Tă din vârful muntelui, lor d'albă, floare de mărul, tă din vârful muntelui. Greiernuță cioptica-tu, lăr d'albă, floare de măru, greiernuță cioptica-tu. Dumnezeu l-au auzit-u, lăr d'albă, floare de măru, Dumnezeu l-au auzit-u. Oile te tior zbiratu, lăr d'albă, floare de măru, oile te tior zbiratu. Dumnezeu l-au auzit-u, lăr d'albă, floare de măru, Dumnezeu l-au auzit-u.
Și la ele o coborâtu, lărdalbă, floare de măru. Și la ele o coborâtu. Și-o făcut scară de ceară, lărdalbă, floare de măru. Și-o făcut scară de ceară. Și-o slobozit flori de vară, lărdalbă, floare de măru. Și-o slobozit flori de vară. De cunună fetelorul, lărdalbă, floare de măru. De cunună fetelor. Și distrus feciorilor, lărdalbă, floare de măru. 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 La fel, lărdalbă, floare de măru. În colinda de dinaintea cu ușii este flori de albe, flori de... Mă, de ce? M-am întrebat de ani de zile. Nu v-ați întrebat și dumneavoastră oare, oameni buni? Mă, de ce atâta flori de albe în colindele care se cântă iarna și sunt compuse iarna la noi? Și să știți că am găsit secretul. Într-o colindă pe care v-am dăruit-o, pot să vă cânt sau pot să vă zic doar versuri, într-o colindă despre Adam, am găsit asta. În grădina raiului șade Adam cu Eva lui. Raiul, Adam cu nesați privind și din gură grăind. Adam, raiule grădină dulce, de la tine nu m-aș duce, că Adam a fost izgonit din rai. De mirosul florilor nu m-aș duce, de ceara albinelor, de para făclilor și de fumul tămâilor. E o colindă din zona Alba Hunedoara, de la Ioan Bocșa. Crăciun trist, ușor, bă, băgatul erului, Doamne, lerului, Doamne, Crăciun trist, ușor, bă, băgatul erului, Doamne, lerului, Doamne. Hoi Crăciun e, hoi stăvăpânie, lerului, Doamne, lerului, Doamne, nu mă poți apropie, lerului, Doamne, lerului, Doamne. De para faclilor, de mirosul florilor, lerului, Doamne, lerului, de zborul albinelor, lerului, Doamne, lerului. Mă, de unde atâtea flori? Zbor de albine, că este, da, este izgonirea omului din rai și acest popor român care cântă aceste colinde, asta este părerea mea și vă invit și pe voi să gândiți și așa sau în alt fel, dar vă propun acest tip de gândire, că am întrebat și etnologi și nu știam. Noi cântăm pentru că ne e dor de rai. Tot poporul ăsta cântă de dor de paradis și de rai. De asta avem atâtea flori în colindele noastre frumoase. Pentru că au trecut, cred că 38 de ani de la plecarea lui Nikita, da, 38 de ani, și n-am apucat zilele trecute când s-a împlinit cei 38 de ani, când a murit. Să citesc, 13 decembrie. O să citesc un poem de la lui Nikita, cred că mai puțin cunoscut. Știți cum a murit? Eu știu foarte bine cum a murit, dar știu toată povestea, dar nu asta e. O să citesc un poem ca să vin între colindele, printre colindele tale să citesc un poem de Nikita Stănescu. Acum am realizat, pe 12 decembrie 1983 a murit Amza Pela, pe 13 decembrie 1983 Nikita Stănescu. Se cheamă Grigore Alexandrescu 21 și așa poemul. Pe fâșia acestui loc îngust, tăiat în mijloc de un lătrat de câine, trecut au ianuarie, februarie, martie, iunie, iulie și august, iar ziua de ieri, din lătrat, era mâine, la fereastra pătrată de sus, pe scări în jos, coborau întâmplările, un tandru primăvaratic Iisus ne dădea cu liliac peste nări, un cântec din Argentina cobora spre noi, din fereastra, dinspre stradă, luna își lăsase albina să-i facă miere din zăpadă, iar noi, ceilalți, spășeam și plecam, cufundați cu continent cu tot, ca niște atlanți, ori ca fragedul soldat spânzurat de un ram, din care putrezea numai uniforma sa. Un poem absolut superb de Nikita Stănescu, e rândul tău. Aici facem un dialog. Nu? Mi-ați amintit de Nikita Stănescu, de care sunt mă simt atât de legat și de apropiat de el. Nu l-am cunoscut niciodată, dar mi-e dor de el. Cum e dor și de poezia dumneavoastră, că dumneavoastră, dacă știți, distinși ascultători, Marius Tucă are o poezie incredibilă. Lasă distinși și vreau să cânt o melodie, dar nu acum, pe poezia lui. Dar dacă vorbim de Nikita, te rog.
Dar tot e vorba putem despre vorbi până de la rai. Elegiile lui Nichita, cele 11 elegii pe care le-a scris și le-a dat la o parte după ce le-a scris, el mergând mai departe către respirări. Dar ce interesant, cum a scris 11 elegii, ca și de altfel Arghezii. Dar ce frumos că l-a scris și într-una dintre ele spunea că de la om ni se trage, de la neputința lui de sferă ni se trage. Prea multe cuvinte, Doamne, pentru un singur înțeles. Mă uit la tine ca la mine însumi, mă uit la peștii, la gheunoaie ca la mine însumi, mă uit la pomii ca la mine însumi, la pădure ca la mine însumi, la pești, la pietre și la soare ca la mine însumi și chiar la tine, și chiar la tine, și chiar la tine. Ah, Doamne, numai la mine nu mă uit ca la mine însumi, numai la mine, numai la mine, numai la mine. Asta e o poezie, o parte a poeziei și nu sunt doar elegiile. Eu sunt un poet atât de complex și de mare și de uriaș. A, și mai vreau să spun una, să ningă peste noi cum ei doar păi astăzi, să ningă inima din noi. Noi niciodată nu am fost noroi, o strigam când eram studenți. Hai să o cânti pe asta. Noi niciodată nu am fost noroi, o spun și miei care ning pe noi. O, tu mult prea dulce, tu fecioară care mi-a legut pe Iezus chiar din flori. Ce zici că ningem ei peste seară? Ce zici că ningem ei peste noi și pe zăpadă? Că noi ningem amândoi. Să ningă peste noi cum ei doar astăzi, să ningă inima din noi. Noi niciodată nu am fost noroi, o spun și miei care ning pe noi. Să ningă peste noi cum ei doar astăzi, să ningă inima din noi. Noi niciodată nu am fost noroi, o spun și miei care ning pe noi. O, tu mult prea dulce, tu fecioară, care mi l-ai făcut pe Iisus chiar din flori. Ce zici? Că ningem ei peste seară și pe zăpadă, că noi ningem amândoi. O, tu mult prea dulce, tu fecioară, care mi l-ai făcut pe Iisus chiar din flori. Ce zici? Că ningem ei peste seară și pe zăpadă, că noi ningem. Spre sublim cu totul, adică și muzica și ce ai făcut aici. Ai intrat, toate femeile. Ai intrat în poezia lui Nichita Stănescu și ai îmbrăcat-o cu acest cântec absolut minunat. Am încercat, e foarte greu să compui pe versurile lui Nichita, doar câțiva. Alifant îți compune Conel Fugaru, ce frumos compunea. Uh-huh. Am încercat și eu câteva. Mai este cineva, Zuli Butuc, care compune foarte frumos pe voce și chitară pe versurile lui... Adrian, timpul trece foarte repede, știi cum e. Da? Știi ce vreau să te întreb? Da. Spuneai că mergi și ai bucuria asta extraordinară de a merge la colindat. Da. Merge la prieteni și nu numai de a colinda și mergi să colinzi cu fluierul și cu toba. Da. De ce cu fluierul și cu toba? Mă, așa se colindă. Să știți că prima colindă pe care ar fi trebuit să vă cânt, nu e colinda mesei, aia se cântă când noi deja suntem în colindătorii, suntem în casa gazdei, adică la dumneavoastră. Prima pe care trebuia să vă cânt era cu tobă. Trebuia să cânte acum. Acum. Eu imit toba pe violoncel și cineva ar fi trebuit să cânte la fluier și nu, se cântă... Nu sunt omul, nu m-ai găsit. Prima colindă întotdeauna se cântă în fața casei, în pragul casei, pentru a aduce virilitate, vitalitate. Viață până la urmă. Viață până la urmă. Uite ce scrie gazdă. Sandra. Adrian, mi-ai nins în suflet și mi-ai cântat în dor. Ce frumos! Atunci să-ți mai cânt una. Păi, ai zis că... Veselește-te, om bun, florile d'albe, flori de măr. Veselește-te, domn bun, că și vin și junii buni, florile d'albe, flori de măr. Că și vin și junii buni, junii buni colindători, florile d'albe, flori de măr. Junii buni colindători, noaptea pe la cântători, florile d'albe, flori de măr. Noaptea pe la cântători, câte unu, câte doi, florile d'albe, flori de măr. Câte unu, câte doi, câte trei alăture, florile d'albe, flori de măr. Câte trei alăture, dar în dar ce să aduc, florile d'albe, flori de măr. Dar în dar ce să aduc, cruce sfântă în mâna stângă, florile d'albe, flori de măr. Cruce sfântă în mâna stângă, da de rapta busuioc, florile d'albe, flori de măr. Da de rapta busuioc,
busuiocul fetelor, florile d'albe, flori de măr. Busuiocul fetelor, destrus nevestelor, florile d'albe, flori de măr și destrus nevestelor. Florile d'albe, flori de măr. Asta se cântă înainte de a intra în casă în Mărișel. De la Vădanu știu, John Micu, te salut, dragul meu, acum când fără tine la tobe, dar să știi că data viitoare nu te mai las, vii și tu și bați așa, în masă da. Aici, bați în violoncel, bați în televizoare, te descurci tu, că ai bețele acasă și te știi cum ai cu bețele. Așa. Deci colindele sunt, au o, cum să zic, au un ritm al lor, au o desfășurare, da? Da, un au timp al lor. Adică e colindul ușii, colindul mesei. Colindul mesei, după care, dacă vezi la gazda respectiv o fată tânără, se poate cânta uneori un cântec de pețit. Hei! Așa că poți să spui cântec de mireasă sau... Hai, și după aia luăm o pauză, cântecul de mireasă. Uite, cântec de mireasă. O știu de la Leșe Grigore, că și el a împărțit în stânga și în dreapta doilea. Tu mireasă în vechimă, ai, l-am plătit cu un univă. Tu mireasă în vechimă, și adorul lui, dar norocul la vremea lui, bă. Mireasă de-am înainte, doi, doi. Cărările ți-s oprite, numai trei ți-s dezgrăzite, la fântână, după apă, în grădină, după ceapă și la măta, câteodată. Când ești și mai supărat. Superb, asta l-ai adăugat tot la tine? Nu, așa se întâmplă în colind. Acolo, da. Că da. Uneori când se căsătoresc la 15-16 ani, ele își pierde puritatea și ies mireasă cu nunada și ți-o dă de adusa și să se încolo o lămâiță. Nu-i mai fii fată, nuliță. Ea nu mai e. Nu mai de fapt. La 15-16 ani merge, trebuie să pe ele să facă curat, era o viață grea pentru ea. De-aia cântecele de mireasă sunt triste și de pețit, sunt triste. Ea-s mireasă ziua bună de la frați de la surori. Da, și ea trecea la program de noapte. După aia foarte greu pe la 15-16 ani până se învăța. Deci una peste alta acum era foarte greu și atunci unde Adrian, mai ai? Trebuie să luăm o pauză. Cu cine mai poți vorbi? La fântână după apă și la mătat câteodată, câteodată. Când e și mai supărată. Când e supărată, că dacă nu e supărată nu poți și vorbi. Și se duce înapoi la părinți. Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem pentru ultimele minute cântate sau vorbite cu Adrian Aidin. Pauză. Vă mulțumesc, datorită dumneavoastră am descoperit acest frumos și talentat artist. Mesaje foarte frumoase. Bună seara, ați adus în platou un mare artist care scoate la lumină tezaurul nostru folcloric, care s-ar stinge odată cu oamenii din Munții Apuseni, de unde au fost culese baladele. Mulțumesc pentru că ne oferiți așa momente înălțătoare. Avem nevoie de sensibilitate, de frumusețe. Mi-a mers la inimă, vă mulțumesc. Și toți cei care doriți să-i trimiteți mesaje lui Adrian Aidin pentru ceea ce ne-a cântat și ne va cânta în seara asta la 0747 800 800. Adrian, te rog. Ia uite ce colindă. Foarte stranie. Mere Lina la fântână cu două carcege în mână. Daliana, fată d'albă, e refrenul. Găsi apă tulburată de voinici înconjurată, voi voinici, voi vânători, ce cătați aici în zori? Noi pe tine te cățamu și cu drag îți închinam. Poftim, ce colindă e asta? Că nu înțelegem nimic. Mă, n-am înțeles nimic din ea.
dragii mei, fraților, frați români, este senzațională. De ce? Nici nu cuvântul ăsta senzațional pare sărac uneori. Pentru că Daliana, fată de albă, am căutat, am vorbit cu etnologi, am căutat cu, la Academia Română, am căutat și am găsit pe urmă că Daliana e o denumire din zona... Un nume? Am uitat. Sau ce? Uităm. Da, zi mai departe. Munților. Și uităm, frate. Munților Gutâi. Zi? Nu. E într-o anumită zonă să mai folosește numele de Daliana, dar am uitat acum. Mm-hmm. Incredibil. Așa, lasă, mergi mai departe. Fac și eu ca cum a făcut mai în filmul departe. Ăla de Oscar, în care a venit unul, s-a întors după mulți ani în orașul lui și acolo un bătrânel, fiindu-i profesor și, știi, i-a spus, mă mai recunoști, you know me? Și ăsta, mă știi cine sunt eu? Mă știi cine sunt eu? Și în momentul ăla uită cine e el. Băi, da, uitați, chiar așa fac și eu, în zona munților... La revedere. 3 minute. Așa. Bun. De ce Daliana? Pentru că este o zeiță, se pare că așa numeau tracii zeiței Daliana Bertis Blendis, zeița cea care țese soarta oamenilor și voinicilor. Merelina la fântână, Daliana-i fată, cu două carcege în mână, Daliana-i fată, găsi apă tulburauată, Daliana-i fată, vă dalbă. De voinici înconjurauată, vă, Daliana-i fată, vă dalbă. Și voi vinde CD-ul pe Facebook și pe internet, că nu pot să cânt toată colinda, că nu mi-ajunge. Acum ajung la altă colindă din zona Apusenilor. De CD-ul unde poate să găsească oamenii? Niciunde. Deci CD-ul. N-aveți nicio șansă. De ce? Nimic. Păi nu există CD-ul, pe internet o să-l vând. Deci la concertele mele, dar nu pot... Cum se numește CD-ul? Povestea Florii Sorului, pe care nu o să o spun acum, că este lungă, are vreo 12 minute. Așa. Nu cred că doriți să... Dacă doriți să vă spun, glumesc, nu. Și eu am e seara lui, schimbat, ce să-i las în pace. Am schimbat... Versuri. Am adăugat personaje noi pentru că era prea scurtă povestea Florii Sorului. Și acum se joacă... Povestea cum? Florii Soarelui. Și acum Florii se joacă... Soarelui. La Teatrul Ambasador. Pentru toți copiii, dar și pentru oameni mari. În fine, nu o spun acum aici. Cu Daliana am spus, este o veche zeiță. Există și insula Dalos, care înseamnă exact la fel. Și ce ne mai cânt? Și acum Cocoș Negru cântă în cruce. Ultima colindă. M-a obsedat colinda asta din Munții Apuseni de la Nicolae Vodan. Cum adică Cocoș Negru cântă în cruce? Invit publicul să mă ajute. Pentru că nu știu... Ce poate însemna cu adevărat Cocoș Negru cântă în cruce? Adică, cum adică? Cântă în cele patru zări? Cocoșii nu cântă întâi în față, în dreapta, în stânga. Nu. Cântă în cruce. E ceva aici extraordinar. În fine, nu înțeleg primul vers. Nu-l înțeleg, dar mi se pare extraordinar de profund. Cocoș Negru cântă în cruce florile d'albe. Scoală, mamă, că mă-i duce florile d'albe. Că de joi mă duc în țară, în țara talienească. Și l-am întrebat, cum adică țara talienească? Să-mi cumpăr pană domnească, să-mi o pui în pălărie, să mă învăț și eu a scrie. Ca să scriu o cărticie, să o trimit la mama mea, dacă mai are, din mai are vreun ficiorul, pui-o-i capul sub piciorul, să nu bată țările cum calupii pădurile, adică cântec de înstrăinare, un fel de colindă, cântec de înstrăinare, incredibil. Să nu umble din țară în țară ca banii de la cămară. Să nu umble din sat în sat ca marha de cumpărat. Marha în zona Apusenilor înseamnă vacă. Vițel sau vacă mai ales. E foarte interesant. Cum adică scoală mamă că mă duce, că de joi mă duc în țară, în țara talienească? Și l-am întrebat, mă Nicole, cum adică țara talienească? Așa spuneau dacii acum 2-3.000 de ani. Celor care cuceriseră, asta e părerea lui. Este o părere, nu trebuie să vă supărați. Cu Clujul, care pe atunci nu era Cluj, era Napoca. Țăranii coborau la oraș să-și cumpere diverse lucruri pe care nu le aveau. Hai că ai explicat cântecul, poate și cânti acum. Am dat, cred că, de primul cuvânt premergător cuvântul lui italian. Cred că am dat. Cocoș Negru cântă în cruce florile d'albe, scoală mamă că mă-i duce florile d'albe. Mă scoală de minecioară florile d'albe, că de joi mă duc în țară florile d'albe.
În țara talieniască florile d'albe, în țara talieniască florile, florile d'albe. Să-mi o pui în pălărie florile d'albe, să-mi cumpăr pană domnească florile, florile d'albe. Să mă învăț și eu a scrie florile d'albe, ca să scriu o cărtice florile, florile d'albe. S-o trimit la mama mea florile d'albe, puiui ca pupte-un piciorul, florile, florile d'albe. Di mai are vreun ficiorul, florile d'albe, să nu bată țările, florile, florile d'albe. Ca lupchii pădurile, florile d'albe, ca lupchii pădurile, florile, florile d'albe. Să-l umbre din țară în țară florile d'albe, ca banii din lacă mare, florile, florile d'albe. Să-l umbre din sat în sat florile d'albe, ca marhadie cumpărat, florile, florile d'albe. Cocoș negru cântă în cruce, florile d'albe, scoală mamă că mă-i duce, florile, florile d'albe. Superb, invit Adrian, să ne spună poporul român ce, ce înseamnă cocoș negru cântă în cruce. Adrian, îți mulțumesc mult. Nu au ajuns 40 de minute. Data viitoare ne trebuie o oră. Unde pot găsi oamenii acest CD? O să anunț pe Facebook în ce zona internetului vor putea cumpăra colindele. Pot cumpăra și îl trimiți acasă sau cum se întâmplă? Da, pot cumpăra melodie cu melodie sau întregul CD. Deci, mulțumesc. Virtual. A fost Adrian Aidin. Luăm o scurtă pauză. Ne întâlnim cu Iuliana Dabija. Pauză. Mulțumesc din suflet. Parte Cornel Nistorescu după orele 20. Până atunci avem în studioul nostru pe Iuliana Dabija. Bună seara, bine ai venit. Bine te-am găsit. Nutriționist, nu? Da. Sau ești mai mult decât atât? Că mi-au zis colegii mei că ești și, cum se cheamă, trainer, da, psiholog. Psihonutriționist și, de fapt, înainte de a fi nutriționist, eu am fost sportiv toată viața. Mm-hmm. Asta, ai fost sportiv și plecând de la experiența ta de sportiv, ți-ai dezvoltat cariera, adică ceea ce... Exact. Da. Păi zi, cum s-a întâmplat, cum a fost? S-a întâmplat, nu m-am așteptat, de fapt, pentru că atâția ani de performanță, m-am gândit că asta o să fie lucru de care o să fug, nu lucru la care o să mă întorc. Dar ce ai făcut? Am făcut gimnastică vreo 6 ani la Onești, autentic, ca să zic așa. Adică la centru Onești, da. După am făcut atletism. Vorbește un pic mai tare, că eu te aud că ești lângă mine, dar trebuie să te audă și cei care sunt în fața... Ok, o să vorbesc mai tare. Și după am făcut atletism încă 6 ani și am terminat cu powerlifting, destul de incredibil, ca să zic așa, pentru o femeie. Am ridicat greutăți, dar asta a fost experiența mea și m-a ajutat foarte mult, sincer, să pot să văd sportul din mai multe unghiuri. Mm-hmm. Da. Iar cu nutriția a venit cumva ca o chestie auxiliară, pentru că mi-am dat seama că e o viziune holistică și am înțeles-o și am îmbrățișat-o. N-am putut să ajut pe nimeni fără ca eu să am o experiență practică, care din punctul meu de vedere este oricum zero. Adică teoria, în general, e o parte, dar e mult mai valoroasă partea pe care noi... Adică fără practică, teoria nu înseamnă nimic. Da. Am văzut mulți teoreticieni care au 100 de kilograme și care dau sfaturi de nutriție. Tu te-ai duce la cineva? Nu, niciodată. Adică nu am ce să caut. Bun, cum a fost anii de gimnastică? Gimnastică profesionistă, la centrul cel mai important de gimnastică din România. Era la Onești sau era și la Deva? Se mutase erau la două. Deva. La Onești era, cred că, principalul. Nu vreau să vorbesc prostii, dar erau și la Deva. Știu că era anumite, și la Deva. Erau anumite competiții care se țineau când acolo, când aici. Aici era centrul principal, din câte mi-aduc eu aminte. Nu pot să spun decât că a fost armată. Armată. Dacă este ceva ce... Dar ai vrut să faci asta sau părinții? Sau undeva la mijloc? Bună întrebare, m-am gândit că n-o să... Că n-o să te întrebă? Nu. Nu știu cât mi-am dat seama că vreau sau cât a fost, de fapt, o... Cum poți tu, de fapt, să crezi că un copil de 6 ani are așa de multă
nu știu, puterii de a distinge. Eu voiam să fac muzică, de fapt, sau sport. Și mi-au spus, alege. Și eu mă gândeam, ok, e foarte mișto că o să plec de acasă și mă duc undeva unde nu sunt cu ai mei. Dar nu, poate nu a fost musai. De fapt, poate. Eu nu cred în întâmplări, așa că acolo trebuie să ajung. Trebuie să ajung și ai ajuns. Că nimic nu e întâmplător. Da. Ceea ce trebuia să se întâmple, s-a întâmplat. Mâncare sănătoasă, sport, stil de viață sănătos. Și uite, zic colegii mei, ție ți-e simplu că stai în sală de când aveai 5 ani. Dar ce fac oamenii în general? Cum ar trebui să facă lucrul ăsta? Cum ar trebui să înceapă? Care sunt primii pași? Care sunt primele sfaturi pe care le dai? Primele sfaturi pe care le dau este să simtă într-adevăr că sunt pregătiți. Pentru că dacă impulsul vine de la un prieten sau de la mine către cineva care nu-i pregătit, nu o să facă demersurile cele mai benefice, ca să zic așa. Și e foarte simplu, Marius, să începi ceva și să vezi un rezultat într-o săptămână, o lună, două, trei, dar e foarte dificil să menții rezultatul ăla. Adică mai greu decât să slăbim sau să obținem ceva în viață, în general, este menținerea, constanța. Ăla e și secretul, de fapt, și succesul, în general, vine din chestia asta. Nu că începi și faci asta până la un moment dat, ci să continui să toată să perioada schimbi noastră viața, de fapt. Terestră. Știi cum? Cât? Da. Toată perioada terestră. Adică oamenii mă întreabă cât să mâncăm bine, cât să ne mișcăm, cât să facem. Ai zis foarte bine că, uite, mă uit la oamenii în jurul meu și toți văd asta ca pe o perioadă de corvoadă, o perioadă de chin, după care o să mănânce oale de sarmale. Exagerez un pic, dar toți văd asta. Nu exagerez. Unii chiar asta fac. Unii chiar asta fac. Adică e atât de mare șocul, pentru că ei nu cred că fac ceva musai benefic. Ei, pentru ei, un efort. Știi când o să fie o schimbare reală? Când cineva o să se simtă pregătit și o să poată să mențină chestia aia, atunci o să-i fie foarte ușor să-și dea seama că nu va vrea el să se întoarcă înapoi. În primul rând să-și dorească să facă asta, da, e începutul? Da, să-și dorească și să ajungă cumva să vadă singur rezultate. Uh-huh. Știi? Adică atunci când eu am văzut că am slăbit, dar nu doar că am slăbit, că noi vorbim, mi se par niște lucruri superficiale. Scuză-mă, știu cum mă ocup cu chestia asta, dar îmi place să citesc și alte lucruri și să mă ocup și cu alte lucruri, ca să zic așa. Chestia asta cu greutatea, cine îi măsură, Marius, să spună că eu sunt slabă sau grasă sau să-i spun? Nimeni, prima, dacă stai să te gândești. Nimeni, nu există. Iuliana, dar vorbește un pic mai tare să ne audă cei care sunt, da, în fața. Da, scuză-mă, așa. Vorbește aproape în șapte, îi fac eu efortul să te aud. Așa, mai, da, departe, că zici asta bine. Nu cred că există o autoritate care să ne spună nouă cum suntem sau cine suntem. E așa cum am mai spus, o spun și acum. Noi suntem autoritatea noastră, corpul nostru este autoritatea noastră, că avem 10 kg în plus, de care avem nevoie într-o anumită perioadă în viața noastră, e ok. Că avem 10 în minus, din nou e ok. Depinde ceea ce facem și cu cine ocupăm. Să știi că de multe ori câteva kilograme în plus s-ar putea să fie o susținere energetică. Într-o, adică, perioadă anume. Da, adică eu am deținut, sau tu, de exemplu, trebuie să vorbești în fața 200 de oameni. S-ar putea, dacă ești foarte slăbuț, să nu ai de unde să iei resursele. Și când trebuie să susții 200 de oameni cu un discurs motivațional, de exemplu... Leșine acolo, cazi. Adică n-ai, nu. Tu ai leșinat? Ai căzut? Nu. Deci dacă mă vezi... Nu, băi, spuneam că nu văd că ai kilogramele alea. Dar nici n-am avut ocazia să vorbesc pentru 200 de oameni, ca să zic așa. Nu mi-ar displăcea, ci drept, cred că la un moment dat mi-ar plăcea să fac chestia asta. Păi în pandemie a fost mai greu cu conferințele și cu asta. Da, exact, a fost mai... A fost cum. Bun, mai departe. Deci oamenii trebuie să fie convinși ei înșiși că vor să facă asta și încep să facă. Și ce înseamnă asta din punctul tău de vedere? Că și aici eu, sunt unii care cred, se duc la tot felul de nutriționiști care spun poți să mănânci orice. Știi că există și asta? Da, dar nu-i vorba că eu nu dau cu biciu și nu, exact cum ți-am spus. Așa parcă ai dat cu biciu. Mai uite-te odată. Lumesc. Bun. Nu, toată lumea trebuie să-și găsească un loc pe pământul ăsta. Și că un nutriționist spune că poți să mănânci orice, că altul spune să mănânci fructe și legume, că altul spune nu știu ce, e atât de relativ, pentru că noi suntem bucăți unicate, da, încât s-ar putea pentru mine să fie foarte bine să mănânc Iuliana, orice. Iuliana, dar ești tu aici și pe mine mă interesează ce spui tu. Eu personal sunt de părere că putem mânca orice. Da, clasic, în cantitățile, ca să zicem așa, potrivite. Dar dacă vrem să ne bucurăm de corpul ăsta la un alt nivel, sunt anumite alimente care ne vor susține. Care ne vor susține luciditatea,
da? Puterea practic pe care o avem noi, să nu se mai ducă toată energia noastră să digere în continuu, că noi asta facem. Băgăm și mesele principale, mai băgăm și câte o gustare între, că așa au zis cu tărică, nu zic că e rău, dar nu știu, eu îți spun părerea mea, tu asta m-ai întrebat. Și după aia să vei să ai o energie, să îți fii mintea limpede, să vorbești într-un fel, să te simți într-un fel, nu o să vină. Nu o să vină. Pentru că dacă cineva are curiozitatea să testeze câteva zile de doar fructe sau doar legume sau post negru, o să vadă singur care sunt beneficiile și ceea ce o să simtă. Personal, normal că am experimentat și eu, pentru că a trebuit să văd cum mă simt eu să mănânc 7 zile doar struguri sau să beau doar suc de struguri sau să nu mănânc 4 zile, să beau doar apă, să mănânc doar fructe o săptămână. Le-am încercat și am văzut ce s-a întâmplat. Deci, în primul rând, mental trebuie să fii pregătit pentru asta, că tu asta zici, să fii pregătit să faci asta. Foarte important. Înainte să începem cu dieta, este ce hotărâm noi că avem nevoie. Și după o să vină partea de alimentație, care s-am zis, deci alimentația eu o privesc ca pe o hrană, ca pe o sursă de hrană secundară. Am avut momente în viața mea, poate și tu, poate și alții, în care am avut, nu știu, un succes sau m-am bucurat de o relație foarte frumoasă sau nu aveam nevoie de nimic. De nimic. Starea mea era atât de plenară, de mă simțeam completă, cât nu am stat să mă gândesc că aș mânca acum o ciocolată. Dar paradoxal este că la pol opus, în momentele în care nu suntem împliniți și în care avem lipsuri, venim, știi cum... Și compensăm cu... Da. Avem nevoie de un anestezic. Și anestezicul folosim, hrana, de fapt, o folosim pe post de anestezic, că funcționează, minunat. Nu mai trebuie să mai gândim, dăm mâncărică acolo, astupăm tot și după asta ești sperezi că nu mai ai de ce să te consumi, ca să zic așa. Fiecare o să folosească metoda asta de a se hrăni în funcție de momentul în care este, cum se simte și ce putere are, ca să zic așa. Eu, personal, recomand experimentele tot timpul. Deci, sincer îți spun, eu nu sunt o autoritate. Eu nu cred că patalamaua mea o să dea acum o direcție oamenilor. Noi suntem, din punctul meu de vedere, aici, lăsați pe pământ, să experimentăm. Nu o să zic niciodată nimeni, Marius, ai făcut bine și ai făcut rău acolo sus. O să zic că voi ai fost liber la orice, să mănânci carne, să mănânci aia, să faci aia, să te distrezi. Și tu să constați după, vrei să repeți chestia aia sau nu. Pentru că suntem liberi să trăim tot. Acum fiecare... Din păcate nu avem foarte mult timp. E clar că pregătirea până la dieta propriu-zisă, pregătirea Iulianei Dabija ține de psihic, de mentalitate, de psihologia fiecărui individ. Că asta e. Probabil că poți să continui așa încă o oră. Dar, din păcate, o să mai avem timp să avem și altă ocazie. Spune-mi, te rog, dieta propriu-zisă. Ce faci? Cum faci? Dieta propriu-zisă nu există, în primul rând. Nu există, rând, acum liniștit. Da, nu. Okay. Eu nu am o chestie clasică. Pot să-ți spun ce fac eu, că tu la asta văd că vrei da. Să... Da, e vorba despre tine, cel mai important. Eu am mai mult de un an de zile în care dimineața, îmi încep dimineața cu fructe. E găselnița mea, ca să zic așa. Funcționează foarte bine pentru mine. Am motivele mele și le-am mai și spus de fiecare dată când am ocazia. Deci dimineața este momentul în care noi trebuie să venim practic cu o... Uite, avem aici și planșele și fotografiile. Apropo de asta, da? Uite, apropo de zahăr, chiar mi-am adus aminte. Tu știi cât multă lume... Dă-i la zahăr, spune-mi. Da. Consideră că foarte multe forme de zahăr nu au calorii și înlocuiesc, de exemplu, zahărul alb, care este într-adevăr varianta cea mai rea, cu sirop de agave sau cu sirop de curmale și așa mai departe. Caloriile sunt la fel, dacă ne raportăm la calorii. Mm-hmm. Acum, ideea este că mulți nu vor să înțeleagă că, știi, spun despre această teorie a caloriilor, că este învechită, da? Ok, e perimată. Fair enough, nu e niciun fel de problemă. Dar tu totuși cum înțelegi cât mănânci într-o zi? Când nu știi că poți să mănânci niște alimente care sunt de dimensiuni foarte mici, cu o valoare calorică foarte mare. Și sunt oameni, sunt două tipuri de oameni, care preferă să mănânce puțin, bun, să se simtă bine, să se trateze frumos, și cealaltă, din care fac și eu, categoria cealaltă, care eu am nevoie de mai multă mâncare.
și știu ce pot să mănânc și pot să mănânc într-o zi o cantitate foarte mare de mâncare, dar cu calorii foarte puține. Nu e un secret. Încep cu fructele, ziceai, da? Mai departe. Încep cu fructele. La prânz, de obicei, adică și pentru mine fructele nu sunt prima oră dimineața. Da, dar asta nu înseamnă că mănânci 2 kg de fructe. Nu. Uneori. Nu zici, spune asta, că nu spui fructe. Nu. Da, mănânc aproape 800 de grame de fructe. 800 de grame de fructe. Dar ce înseamnă 800 de grame de fructe? Nu mănânc 8 banane, care poate ar fi produsul cel mai... Un mix de fructe, mai multe... Da, de cele mai multe ori merg pe varianta de afine sau zmeură sau mure, care au foarte puține calorii, foarte mulți antioxidanți, sau citrice. Mm-hmm. Pomelo, de exemplu, în perioada asta, care are undeva la 40 de calorii pe 100 de grame. Deci, da, foarte bun și ăla. Și foarte bun dimineața să începem cu citrice, care sunt, cumva, ți-am spus, deci o metodă foarte bună de a curăța limfa sau de a ajuta, practic. Și... la prânz, așa, că vrei să fim practici aici. Nu neapărat pentru mine, că așa. Și eu îmi place foarte... am citit atât de mult despre asta. Și, bă, da, variante că poate oamenii, ok, vor să mai... pentru mine, eu sunt genul care îmi place să mănânc ciorbă sau supă. Așa sunt, da. Din Moldova, probabil că obișnuința. A, dar nu e nimeni perfect, și... ai nu mi se pare ceva musai pentru toată lumea, dar e o variantă de a-ți... Păcăli un pic stomacul, că e ceva cald și plăcut și bun și îl mai... Destul de sățios, că și în Oltenia ciorba era sfântă, nu numai în Moldova. Da. Și destul de sățios, exact. Și poți mănânci cu o felie de pâine, nu se întâmplă absolut nimic. Cu carne, fără carne? E ok și cu carne, dacă nu mai mănânci și felul 2. Mm-hmm. Asta e ideea, că dacă mănânci o ciorbă... Mănânci doar ciorba. Eu mănânc doar ciorba, da. Și nu cu carne acum, pentru că e și postul, dar când e, nu știu, sunt momente în care mănânc carne, în care nu mănânc carne. Și seara e varianta cea mai ok, e varianta de legume, da? Sau poate să fie și cartofi, nu e nicio problemă. Ideea este că proteina seara e destul de grea și încercăm să o evităm. Inclusiv chiar și dacă e pește sau chiar dacă e o proteină vegetală, tot este destul de greuță. Și atunci legume? Păi se digeră cel mai ușor. Ce anume? Ce? Orice poate să fie. Eu... Salată? Da, poate să fie varianta de salată sau poate să fie... de legume la grătar? Da, adică legume la grătar. Legume la cuptor? Exact. Poate să fie tomate sau poate să fie roșii. Roșii. Doar legume, Tatiana? Nu, Tatiana. Da, stai un pic, Iuliana, scuze. E ok. O colegă pe care o chema Tatiana de abia un an de zile la ziar. Serios? Și, da. Și atunci am rămas cu numele, știi? Foarte bine. Se leagă, da. Iartă-mă. Nu trebuie să fie doar legume. De exact. Eu, una, acum nu mănânc... Acum, deci în trebuie prezent, să fie doar legume sau nu? Nu trebuie să fie doar legume. Oamenii poate să mănânce și o variantă light de carne, dacă e musai și vor să fie ceva sățios. Păi zici că nu vrei proteine seara. Eu spun idealul. Știi, uite, asta e chestia. Știi, lumea cumva vrea o rețetă. Nu există. Dar pentru cineva care, uite, o mers la sală, are nevoie de ceva sățios, e ok. De ce să pună și... Poate să pună, absolut. Este chiar indicat. Adică un pește, o bucată Și o bucată de pui, și o bucată de vită, și o bucată de porc. Nu este niciun fel de problemă. Dar dacă eu sunt un om sedentar, care nu consum atât de mult... Păi tu mergi la sală, da? Faci asta. Merg, dar tu cât crezi? Că chiar dacă merg, aș merge în fiecare zi. Capacitatea corpului nostru de a face efort este mult mai mare. Noi nu ducem... E adevărat, nu spuneam că mergi la sală, faci sport, ești activ, atunci poți să mănânci o salată sau legume cu ceva la grătar. Da, nu? Poți să mănânci cu ceva la grătar. Este cea fără prăjel, fără alte chestii. Pâine sau cu pâine sau fără pâine? Pâine integrală sau? Că astea sunt întrebările. Apă la fel cât apă. Apă? Bună, asta stai cu apa întâi, că îmi place foarte mult. Te rog. Eu am învățat la un moment dat că sunt undeva la 35 de mililitri de apă pe kilogram corp. Bun. Mi-am dat seama că m-am forțat foarte mult timp să beau apă în condiții în care corpul meu nu avea nevoie. Nu avea nevoie, real. Iar nu avea nevoie, efectiv. Nu, cerea, da, nu avea nevoie. Iar eu, care mănânc foarte multe fructe, hidratarea optimă și adevărată, de fapt, nu este niciodată din apă, este din fructe. Culmea este din fructe, mult mai benefică. Dar acum, revenind la apa simplă, rinichii noștri trebuie să filtreze tot. În momentul în care vii și cu apă în exces, li tai și lor treabă în exces. Și atunci eu să zic că ok, hai. Deci aia cu 2 litri de apă pe zi, nu. Nu este ceva, nu. Astea sunt butadii care sunt găsite așa, da, hai să dăm noi un sfat. Și, sigur, fiecare poate să zic orice. Dar eu revin... La, știi tu, părerea mea, experimentează și vezi. Experimentează pâinea? Mie îmi place foarte mult, e minunată. Acum ce să spun? Știi că orice variantă de pâine te duce undeva la 250-300 de calorii.
câtă pâine vrem să mâncăm, ține de câte calorii avem disponibile în bugetul nostru. Câte calorii într-o zi pot să consumi? De câte calorii ai nevoie într-o zi? Este foarte diferit. Eu nu pot să spun pentru mine personal. Și în principiu pentru tine, câte calorii? Eu pot să mănânc undeva la 1600 și să mă mențin. Să te mențin? Da. Dar sunt zile în care pot să mănânc și 3-4.000. Alea sunt zile mai proaste. Nu musai. Dacă păi sunt nu spuneai că atunci când mănânci împlinit că și așa mai departe? Da, am și eu zilele alea, absolut. Și zilele în care îmi permit să merg pe munte, de exemplu, și ard undeva la 1500 de calorii, da? Atunci trebuie să... Atunci îmi permit să mănânc mult mai mult. Cât adică? Și... 3.000 de calorii? Da. 3-4.000 de calorii? Da, fără discuție. Adică papana și cu smântână. Exact. Spune-mi, te rog, apropo de... Asta e să te minții. Da, dacă vine cineva la tine, da? Și vrea să slăbească 5, 10, 15, 20, 30 de kilograme, ce face? Marius, dacă persoana este obez... Sănătoasă. Dacă e sănătoasă, e una. Asta vreau să zic. Dacă este sănătoasă și vrea să slăbească, sunt niște parametri pe care eu trebuie să-i calculez, să iau în vedere, cum ar fi vârsta, greutatea actuală, stilul de viață, cât este de sedentar și fac un calcul. Știi cum e? Nu pot să fac așa din ochi. Din ochi, dar, normal. Dar ce pot să spun e că pentru o femeie sănătoasă, dar la o greutate optimă, să zicem, da? Adică normă ponderală, nu subponderală, nu supraponderală, putem să-i facem un meniu de, să zicem, 1400 de calorii și să slăbească. Dar dacă metabolismul ei de bază este deja de 1400 de calorii și mănâncă 1400, nu va slăbi. Dar dacă ea se duce la sală și mai arde 300 de calorii, o să fie în deficit cu alea 300 de calorii și atunci 300 cu 300 cu 300 tot adună și ea slăbește. A, da, dacă ar consuma, să spunem, 3000 de calorii pe zi, atunci ar slăbi dacă tu, normal, firesc, ei face o dietă de 1400 calorii, adică la jumătate de pe zi, nu? Da, nu, pentru o femeie care nu face mișcare, 3000 de calorii este foarte mult. Eu asta ți-am spus în cazul meu. Este adică foarte mult. O femeie sau majoritatea clientelor poate mele... Poate mănâncă, sunt oameni care mănâncă fără să facă mișcare 3000. Sunt oameni care mănâncă 3000, dar sunt oameni care și depun în mod constant acolo. Și dieta aia de care spui trebuie să fie pentru totdeauna. Oamenii trebuie să înțeleagă asta. Da. Adică fructele, așa cum faci tu dieta, cum asta e pentru tine. E... Și excepțiile să fie neplăcut. La o zi de naștere, da, sau... la o sărbătoare. Da, alea sunt excepții, într-adevăr. Excepții nu sunt săptămânale. Două, trei zile. Da, dar e bine dacă putem să ne exersăm mintea în direcția, pentru că eu știu că nu ne place să schimbăm nimic. Știi? Nimănui nu o să-i placă după ce o mâncat sarmale, ce carne toată viața să-i spui. Până când individul, ca să-i spunem așa, înțelege că ăla trebuie să fie un mod de viață. Că nu se mai întoarce niciodată la ce a fost, pentru că o să se întoarcă la greutatea pe care a avut-o. Da. Și atunci, când conștientizează că aia e viața lui și aia este starea lui, și asta se va întâmpla de aici înainte și trebuie să se împace cu asta, e ok. Până atunci, da, nu. Da, e o super putere, dacă reușim. De ce spun asta? Pentru că o fac o mărturisire, ca să zic rog, așa. Era momentul, chiar am era, să spun. Așa. Nici pentru mine lucrurile nu funcționează exemplar și nici nu mi-aș dori să funcționeze exemplar, pentru că eu fac cât de bine pot în momentul prezent al vieții mele. Și dacă acum simt nevoia de o mângâiere emoțională sau de un anestezic, am să folosesc mâncarea, pentru că mi este bine și o să o folosesc. Dar dacă eu am puterea și tăria să pot să stau puțin, să mă gândesc, de asta e o chestie de antrenament, să mă gândesc un minut, două, băi, eu am un impuls acum. Nu am nevoie în mod real. Să-ți controlezi impulsul. Da? S-ar putea să... Și să-l oprești. Să ieși victorios. După și să faci asta o dată, de două ori, de trei ori și hop, ai un nou obicei. Deci trei mese pe zi, practic. Poate să fie una. Deci, poftim? Poate să fie o singură masă. Da, Bija, concentrează-te. De ce să fie una? Tu vrei să știi exemplul meu? Nu, așa, nu vreau în continuare? Să... Nu neapărat, dar vreau să știu exemplul tău. Da. Ca nutriționist. Eu asta am undeva la două mese de cele mai multe ori. Tu ai două mese? Sincer, da. Deci doar în zilele în care simt că vreau să mănânc mai mult, o să fie trei mese și o să le împart. Da, eu prost că te-am invitat. Deci două mese pe zi. E clar că dacă mai vorbim 10 minute, va spune că are o masă pe zi. Nu. Care sunt cele două mese pe zi, Iuliana? Că era să zic chiar Tatiana zi. Așa, dacă sunt două mese, în momentele în care sunt două mese, prima masă este de fructe, orice ar fi, și a doua masă poate să fie și supă și imediat după și legumele. Îmi fac o masă mai mare. Și atunci mi-am care împărțit... Să fie
Ora, la ora prânzului sau nu, oricând în partea a doua zilei? Și, da, în partea a doua zilei mult mai degrabă. 4, 5, 6? Câteodată mă duc mult mai târziu. De ce? Pentru că am nevoie să mănânc când voința mea este destul de slabă, ca să zic așa. Adică tot timpul? Nu. Nu, asta e adevărul tău, nu am eu. Bine, de multe ori, da, se întâmplă. Ni se întâmplă tuturor. Așa, deci mănânci dimineața, mănânci fructele la ce oră? Undeva pe la 11-12. Ah, deci fructele nu mai e mic dejun, un fel de brunch, să spunem. Fructele, da, acolo le duc. Le mănânci la prânz și seara la 8-9? 7-8. 7-8? Ocazional chiar 9. Supa? Da, și legumele. Cu sau după. Fără carne supa, ca să stabilim? Nu, fără carne. Supa și doar legume? Fără și legume, da. Câteodată, dacă vreau ceva mai mult, pot să pun și puțin orez și îmi place să le amestec. Și ca un fel de orez. Adică legume cu orez. Uh-huh, uh-huh. Când vreau ceva mai săcios. Atunci când vorbim despre a slăbi, a te îngrășea, vorbim despre... Adică trebuie scoase dulciurile, pastele, ce mai e, pâinea, orezul și cam grăsimile, cam atâta. Nu trebuie nimic. Nu trebuie nimic. Bravo, hai. Nu. Cuvântul trebuie. E vorba despre despre acele calorii. Da. Numărul de calorii. Adică... Vezi că de mult se raportează scot aia. Înlocuiesc aceste lucruri cu niște alimente care sunt foarte calorice, să spunem, da. Și n-ai făcut nimic. Degeaba ai scos făina, pastele, exact. Pâinea, orezul și așa mai departe. Sau zahăr. Sau zahăr. Așa. Ideea este că trebuie să vedem ce vrea omul să abordeze. Vrea un stil de viață sănătos sau pe el îl interesează doar să slăbească și cumva îl interesează caloriile. Că atunci dacă nu vrea musai să abordeze și partea asta a sănătății, adică cumva să zică, băi, pe mine nu mă interesează să slăbesc sănătos, eu vreau doar să slăbesc. Și eu vreau să mănânc 2 ciocolăți pe zi. Vreau să mă îngras sănătos. Bună seara, am slăbit 34 de kg în 7 luni, lejer de la sine. Vă confirm, secretul este să menții stilul de viață. Stai așa că sunt mesaje. Și de sărbători ce mâncăm? Pentru că mai avem 2 minute. Și de sărbători? În astea 2 minute ce mâncăm? Stai o secundă. De 5 luni am fix aceeași greutate, spune persoana care a slăbit atâtea kilograme. Incredibil. Asta e... Da, el a ajuns la un platou, mare, probabil, persoana care a slăbit. Și dacă a slăbit 34 de kilograme, e foarte probabil să fi fost obez. Pentru că 34 este clar, de kilograme... Nu slăbești așa. Și toată asta e nevoie uneori ca să slăbești în dietele, să spunem, de slăbire și activitate fizică. Asta e clar. Mers pe jos? Da. Toamne, minunat jos. Este. Minunat. Mers pe jos, așa e, știu și eu. Da. Eventual, sală, nu orice fel de sală, alergare, alergare în ultimul rând sau... Nu, poate să fie și în primul rând, dacă primul corpul rând. Te duce, nu ai probleme cu articulațiile, cu genunchii, nu ești supraponderal, este și foarte... Și trăiești fin. În Germania. Spune-mi, te rog, de sărbători? De sărbători... De Crăciun fii mai bun? Nu poți să spui oamenilor, du-te acasă la familia ta și nu mânca, uite-te la mâncare. Nu o să se întâmple asta, mare. Da, să nu mănânci 3 zile în continuu. Da, asta nu se zic. Gustă din toate, că le ai acolo și ești curios... Și pur și simplu fii mai conștient, atâta tot. Bucură-te de masa de sărbători, pentru că dacă tu stai să te stresezi cu cât ai mâncat și după mai vii și cu o ploaie de hormoni din aia nașpa, da? De stres, pur și simplu nu faci decât să înrăutățești situația. Super, am o prietenă foarte bună care stă în Germania, că tot am zis, Aura, fost producătorul meu, om de televiziune, așa. Eu vin la doamna să slăbesc, avertizez. Avertizează-o că e greu cu mine. E greu și greu, da. Eu am să-ți spun că am lucrat cu oameni foarte căpoși și, într-adevăr, poate să fie greu, dar dacă găsim omul potrivit, Marius, minuni se pot întâmpla. Spune-le celor care te-au văzut în seara asta unde te pot găsi, unde pot citi ceea ce faci tu, cum se pot întâlni cu tine, cum pot să primească sfatul la tine, că e important. A trecut foarte repede. Deci asta mai să zic, nu știu, n-am înțeles niciun nimic. Ne-ai cucerit prin felul tău de a fi și prin felul de a vorbi foarte sincer despre ceea ce faci. Mulțumesc. Știi că rețetele de astea miraculoase nu există și atunci sinceritatea ta ne spune ce trebuie făcut. Dar să nu bagi 2 mese pe zi și a tuturor, te rog. Adică lasă-ne pe noi cu 3 mese și să ții tu 2 mese. Unde? Oamenii mă pot găsi pe Instagramul meu, Iuliana Dabija, sau pe Facebook și am și un site, iulianadabija.com. Hai, dă site-ul, să vedem site-ul. Da. Ferească Dumnezeu pe aia care au 30... Băi, lasă-mi partea de sus, mă, nu da tot site-ul, că nu intrăm acum să vedem tot site-ul. Păi când văd poza asta cu tine, cu mușchii, cu asta,
Ai închis site-ul, adică, păi frate, merg la Iuliana și trebuie să fac muș și eu am 30 de kg. Când o să mă cunosc, o să-și dea seama că lucrurile pot fi abordate. Te mai așteptăm cu drag la noi să intrăm în detaliu, adică să vedem ciorba aia cu ce e. Cu... Ciorba și mi-ar plăcea să vorbim și despre alte abordări. Și despre abordări, dacă e cu perișoare sau... Mulțumesc! A fost Iuliana Dabija, o scurtă pauză și, din păcate, trecem la lucruri foarte grele, lucruri care sunt... care dau indigestii pe termen lung, politica românească, guvernarea, coaliția și așa mai departe. Adică de la Omicron la, până la șoșoacă. O scurtă pauză și ne întoarcem. Când a venit bine Cornel Nistorescu și deja ne certăm, dar asta e clasic între noi. Bună seara, bine ai venit! Bună seara! România între șoșoacă și Omicron. Nu? E un titlu bun. Hai, trebuie să recunoști. Da. Zipi și tu îngăduitor odată. Adică... Da. Mi-a transmis un domn din Cehia, un român din Cehia, un intelectual de bună factură. Zice, să ai parte de tot alfabetul, să te ferească Dumnezeu de tot alfabetul pentru, pentru de alfabetul grec. Coronavirus, că nu se mai termină niciodată. Mi-a plăcut. Uh-huh. Da. Cum vezi, Cornel, ceea ce s-a întâmplat? Aceasta, că de două zile, nu mai știu de când a început scandalul cu șoșoacă, numai asta vedem. Am văzut ecranul unei televiziuni împărțit în 8 și erau 8 invitați care discutau cazul șoșoacă. Cel mai tare m-a șocat... Breaking news, soțul lui Șoșoacă a mușcat-o de ureche pe nu știu care, la post de știri, care până la urmă s-a dovedit că nu a fost de ureche, ci mai de mână. Dar nu se știe dacă chiar a mușcat-o sau e o exagerare. Mm-hmm. E un incident care mă tot întreb dacă nu cumva a fost pus la cale. Arată atât de prost. Oricum, pentru noi, pentru italieni, să fie sănătoși. Nu mă preocupă soarta italienilor și a Italiei și a dezbaterilor din Italia și a vedetelor italiene sănătate. E treaba lor. Reacția noastră a fost de un prost gust cumplit, neprofesională. A ieșit guvernul României, presa a făcut un tărăboi... cu prim-ministru, ăla, ambasadorul și așa mai departe. Nu se poate, nu se poate să reacționeze într-un asemenea mod care angajează statul român pentru un incident care s-a petrecut în casa unei doamne care e cunoscută și ea pentru tărăboaiele pe care le face. Recunoscută, da, chiar. Dom'le, în casa fiecăruia este un anume tărăboi. Nu a fost, din câte am văzut ce a arătat... Și imagini și tot ce a apărut? Nu a fost atât de mare călcătura în picioare. Ai fi zis că altfel, noi, după toate pozițiile statului român, după intervenția poliției, după... eram la un pas să chemăm trupele NATO să intervină la Șoșoacă acasă, să apere Italia. Deci tu ai din ce în ce mai tare impresia că a fost o chestie provocată. Dom'le, provocată fie din prostie, fie din comandă. Mm-hmm. Prostie sau din orgoliu din ăsta feminin de cucoană care a fost numai pe subiecte mari cu Afganistanul, cu războaie, cu lupte și așa mai departe și a zis că dă ia o lecție, mai dă o lovitură, că în Afganistan nu se mai prea poate da. Dă ia o lovitură cu cretinismul. Cu antivaccinistă din cât de cretini sunt antivacciniștii din România. Nu știu dacă sunt sau nu sunt, nu e treaba mea, nu mă ocup acum de asta. Dar ambiția ei de a demonstra ceva la cineva în casă, să-i cauți însertare, fie chiar și lui Șoșoacă, fie unui cercetător sau fie primului ministru. Dacă te duci ca gazetar acolo, nu se face să-ți permiți asemenea lucruri. Și să te duci montat, să-l execuți și când el se prinde și îți spune cară-te, du-te că nu merge... Să declanșeze acest tărăboi cumplit, care angajează state, a ajuns până la Uniunea Europeană. Da? Și mai e ceva ciudat, ce mi s-a părut ciudat. Toată întâmplarea asta, toată nebunia asta a avut loc vineri, Cornel. Și abia, ce astăzi, miercuri, luni am aflat despre ea. Păi s-a dus acasă, a trebuit să anunțe televiziunile, a trebuit să transmită filmele. Și ai noștri... Cineva în povestea asta a fost interesat de tărăboi. E adevărat că e plăcut, sănătate, de sărbători avem un subiect minunat,
numai că prejudicează sau pică prost pe seama României. Pică prost pe seama românilor din Italia, pică prost pe seama antivacciniștilor de la noi, pică prost pe, mă rog, pe seama lui Șoșacă, nu pică prost, că pica era oricum nu, într-o situație de genul ăsta. Nu, da, ea vine la să vorbească cu antivacciniști. Ea știa unde vine, știa cine este. Evident, evident. Nu venea așa întâmplător. Pică prost chiar și pe seama libertăților cetățenești, pentru că poliția nu se poate duce în casa cuiva să-i facă ordine, da? Chiar dacă e vorba de un ziarist, până când nu vine un... Nu e așa de simplu să te duci în casa unui om? Exact, era în casa unui om, chiar dacă era vorba despre un ziarist, a acceptat să facă interviu și în condițiile alea. Sunt prea multe semne că acel ziarist s-a dus la modul să provoace un incident, să ridiculizeze o situație, da? Păi nu, din felul întrebărilor, pentru că și Șoșoacă a avut o reacție apropo de întrebări. Plus că, din câte am înțeles, nu știu dacă e adevărat și nu vreau să speculez, se convenise la un număr de întrebări și așa mai departe. Ori în momentul în care a ieșit din acea înțelegere, se schimbă datele, primul la revedere, sănătate. Ce te duci la dialog, să pui întrebări lui Bill Clinton și zici, am vreo 15 și hai să vedem ce mai ai pe aici. La oricine, până la urmă, dacă ai o înțelegere. Nici măcar să pui n-ajungi, nici măcar. În România, da, lucrul ăsta se întâmplă nespus de des. Politicienii se poartă ca niște fotbaliști stupizi, cretini, care sunt fascinați de camere și de microfoane și de îndată ce ies undeva și apar 3-4 microfoane și 2 camere de luat vederi, vorbesc ca niște mori stricate. Ei sunt proprii lor purtători de cuvânt, ei avansează orice, retrag orice, neagă orice, se contrazic față de orice. Nu, e aberant ce se întâmplă ca atitudine față de presă. Întorcându-ne la povestea asta, mă tot întreb, domnule, se aranjează lucruri de genul ăsta? E clar că Șoșoacă e incomodă. E incomodă și pentru noi, că e ridicul, domnule. Circul pe care îl face ea este extrem de incomod pentru prestația noastră publică, în general. Dar de ce e periculoasă și pentru lumea politică? Face valuri, poate, cu cine știe ce consecințe în plan politic. Nu cumva e pusă la cale operațiunea asta. Mă întreb vrând nevrând, pentru că dacă se poate ca Statele Unite să intervină pentru Danileț. Păi dacă Statele Unite se poate, ambasada Statelor Unite, care înseamnă Statele Unite, care nu înseamnă poporul american, să ne înțelegem. Nu mai vorbim de ai noștri, dar ambasada Statelor Unite. Deci eu sunt un filo-american, filo-poporul american, nu filo-ambasada sau stat. Nu o să ui niciodată Ok, bun. Articolul care a făcut în conjurul lumii. Ok, dar asta nu-i cinstit, mă. Vine CSM-ul și ia o decizie pe toți ceilalți care i-a dat afară pentru curvăsăreală, pentru mită și așa mai departe, i-a dat afară pe bună dreptate. Și n-a existat niciun comentariu. Ambasada americană și îl apără pe Daniel ca și cum ar fi ori angajatul american, ambasade americane, ori instrumentul ambasadei americane, ori instrumentul Comisiei Europene, ori subvenționatul de Comisia Europeană, ori nu știu ce Dumnezeu o fi, pentru că toate pozițiile lui Danileț și ale asociațiilor pe care le păstorește sau le păpușează el sau le dirijează, poftim ăsta e un termen mai politicos, toate erau în acord sau în consonanță sau în armonie cu poziția puterii, cu poziția președintelui, de la Traian Băsescu până la Klaus Iohannis. Da? Ei, și acum îl apără ambasada americană. Bă, frate! Adică noi nu putem scăpa de un personaj care nouă ni s-a părut odios. Ambasada americană vrea ca eu să fiu judecat. Mie mi-e teamă să fiu judecat de un LGBT care se mai dă în stampă pe diverse cartiere sau pe la mare sau care face show pe plajă cu nuceacul sau cu sabia sau cu nu știu ce. Da? Chiar dacă aia e privată și... Nu. Spune ceva despre caracterul lui până la urmă. Și personalitatea acelui tip care trebuie să fie un om credibil, echilibrat și în care eu să am încredere că judecă drept. Niciodată. Cum? Dai cum? Niciodată. Cum? Așa? Pentru mine este o surpriză uriașă că ei își permit un asemenea lucru împotriva unei opinii generalizate. Pentru că Danileț în România este perceput caricatural. Îmi pare rău. Cu nimic nu s-a arătat a fi un judecător care să merită considerație și respect. Să zică, bă, uite ce... Nu, el a ieșit în public cu prestația asta de tip caricatural, peorativ, trăznit, cum vrei ca să nu fie
o jignire. O jignire, da. Ok. Bun. Cum în fața unei unei decizii corecte. Va vine domnule, acum. Domnule, CSM, atenție, că n-a dat nimeni. Mă, bătrâne, stai să spun că uite, vreau să-ți citesc ce zice PNRR-ul despre independența justiției, că asigură că garantează că luăm bani și cheltuim bani pentru independența justiției. Și vine ambasada americană și bagă picioarele în această independență a justiției. Că CSM-ul, cine e CSM-ul, bă, niște derbedei, au luat-o razna, nu? Că nu le place lor. Că o fi un agent, un simpatizant, un... Păi nu se poate, domnule. Dar până atunci nu o să avem stat de drept în veci. Dar până acum a fost bun CSM-ul Cornel. Da, da, sigur, când a executat niște tipi care nu conveneau. Exact. Păi, după, e o mare, foarte mare surpriză. Ori nu-și dau seama ce au făcut, ori nu le pasă. După părerea mea, mă tem să spun că nu le pasă. Asta ar fi cel mai grav. Dumnezeu, e un mod de a executa, de a introduce ordine, disciplină și un fel de militarie în justiția din România. Adică nu militarie cu grade, dar... Cu ghilimele de rigoare. Și asta a făcut și binomul SRI-ul și asta a făcut și perioada Chiove și ei ar vrea să continue. Din punctul ăsta de vedere, îmi pare rău. Mă așez de partea CSM-ului și ar trebui să ne apărăm toți, să ne apărăm acest organism care, iată, dă o dovadă de bun simț, de că nu e, adică cum nu e Danileț, e semn de profesionalist ce face el, e semn de ținută morală. Bă, s-ar putea ca în Franța, unde există și cluburi și restaurante de nudism și poți să mănânci nud la restaurant, și în America, se poate acolo, da. Nu, la noi nu se pupă chestia asta, înțelegi? Ei nu pricep chestia asta. Nu putem avea niște judecători cu asemenea comportamente. CSM-ul este în acord perfect cu psihologia și cu comportamentul și cu morala care domină în România. Că la colțuri sau că mai sunt cluburi de astea de diverse... Ok, e treaba lor. Dar cu morala publică e perfect în acord. Deci mie mi se pare normal să mă așez de partea... legalității CSM-ului, că e un organism să o apăr pe Șoșoacă. Bă, nu pot să cred că Italia și guvernul României mă pune să o apăr pe Șoșoacă, care eu cred că este cinică, apucată bine, da, care urmărește cu un instrument primitiv, mă, scandalul pe care îl face ea este adeseori primitiv, vulgar, grosolan, da? Și care compromite anumite lucruri. Pe valori și trâmbițând valori patriotice și naționale românești care nouă ne sunt dragi. Da? Da. Dar se folosește, ei bine, pe un asemenea personaj într-o asemenea situație. Sunt în situația sau mă pun ei în situația să spun, nu, stați un pic. Și așa că așa cum este, da, a avut parte de un tratament care nu mi se pare corect. Nu, dar Șoșoacă a fost cu egală cu ea, însă ea n-a fost altfel decât ea, a fost ea. Adică... Exact. Asta mă trimite cu gândul că este o montare, o punere la cale. Crezi că o să aibă vreun deznodământ? Nu. Ce o să ne adică, da afară de NATO nu, pentru că, Șoșoacă? Nu, sau în sensul ce? Ăsta. Sau de la Uniunea nu, Europeană? E vorba despre dosare, că s-au făcut 3 dosare și așa mai departe. Păi, alea în România se poate. Dacă se găsește un băiat bine conectat la ea care dă ordine, ceea ce mi se pare iar o exagerare, am auzit că se vorbește despre ridicarea imunității. Cornel, pe ce legătură are ceea ce s-a întâmplat probabil că asta în casa ei cu ridicarea imunității? Asta urmăresc, da? Mi se pare absurd. Mă și gândesc, da, Iohannis în timpul liber n-ar putea să fie și el într-o orientare de asta mai deosebită, da? Poftiți? Bă, nu știu, sau vine și el cu nuceacul sau cu sabia și ne face, nu? Păi corect. La președinte nu-i voie că e indecent sau e ridicol, la judecător e voie. Păi nu e așa, bă. E aceeași măsură de comportament la niște oameni, la niște demnitare statului român, indiferent de ce anvergură sunt, și mai mic și mai mare, da? De statură, demnitate, comportament și așa mai departe. Trebuie să fie apanajul unei funcții de la judecător până la corect, șef al statului. Corect, corect. Cornel, nu ne-am văzut de ceva vreme, între timp s-a instalat coaliția la putere, știai, da? O, Doamne. Te rog. Doamne, eu respect și sunt obligat să creditez orice încercare de a scoate societatea, țara, economia dintr-o criză profundă. Da.
Numai că nu mi se pare corect să încerci să-l împingi, să-l faci ministru pe Florin Roman, să-l faci cu rang de ministru pe fratele lui Stănescu. Lui Stănescu, da, să improvizezi, să cârpești, să pui oameni după bunul plac. Care e argumentul cu care fratele lui Stănescu a fost pus la ANR? Care e argument? Păi că nu am căput pe liste. Listele. Dom'le, trebuie să fii gras la creier, la să nu fie rușine. Să nu fie rușine de public, de electorat, să spui un asemenea lucru. Ai 70%, Cornel. Păi, cum, ce dacă ai 70%? Poți să ai 3.000, dar nu se face. Să spui, bă, știu, ăsta a rămas pe lângă, hai să-i dăm un ciolan. Să-i dăm și lui. Să-i dăm și lui ceva. Păi este un argument pentru care tu să ne pui un om care să răspundă de domeniul care ne arde cel mai rău acum, energia? Asta e? Asta e? Păi atunci, bă, ne punem... Dar apropo de criza asta despre care am vorbit, ne-am întâlnit de câteva ori și ai făcut o radiografie. Nu, eu am zis atunci, n-a fost radiografie, a fost vorba de o disecție pe viu. Cum au ieșit partidele? Cum a ieșit PNL-ul după toată nebunia cu Ciucă, pentru că l-au ținut în brațe, până a căzut? Cum a ieșit PSD-ul, USR? PNL-ul a ieșit rezonabil din chestia asta. Oricum, nu mai rău decât era, pentru că era într-o situație foarte proastă. Dar se duce mai la vale. Povestea asta cu Florin Roman, care e un semn bun că l-au determinat să... Tu nu-l cunoști pe personajul ăsta. Nu, chiar nu. Deci ăsta a fost ziarist la Alba Iulia. Am avut, la un moment dat, ca să spun, să vezi da. Ce... Fel de... Da, la o întâlnire la TVR, în pauză, îmi zice... Domnul Istorescu, nu cunoști pe cineva mai la liberal pe la Deva, că Matale ești pe acolo, că ne trebuie un interimar, n-ai un... Păi, deci... Ba să-i dai un interimar, da, tu. Da, da. Ei căutau un interimar pentru județul Hunedoara, la liberal sau pentru municipiu, nici nu-mi dau seama. Mi s-a părut așa halucinant. Cum să-ți permiți? Ce valoare are poziția și decizia în legătură cu un om dacă tu îl iei așa de la ureche, de la colțul străzii? Da, spune, te întâlnești cu unul la o emisiune, chiar dacă e Cornel Istorescu. Hai să zic și eu că am un văr sau un nepot. Sau... Dom'le, deci oameni... El în Alba Iulia și în gazetăria de la Alba Iulia a fost un mediocru, un nimeni, un șters. A devenit dintr-o dată un lătrău de bază al PNL-ului. Da, unul dintre cei mai incisivi. O trompetă foarte puternică, asurzitoare. Roma, da? Nu, Orban și așa mai departe. Și în general. Și îl pui într-o zonă, la cercetare, un asemenea în care pe deasupra s-a dovedit a fi și plagiator sau și mincinos. Azi am aflat că rectorul de la Universitatea de Cluj spune că nici n-a făcut, terminat la Cluj. Că n-a terminat la Cluj acolo. Eu da. Gândeam, bă, a făcut și eu, Florin Roman ăsta, a terminat și el pe la Cluj, nu mai știu în ce generație. Dar de unde? El a trecut prin Cluj cu trenul, atât. Da, și eventual a oprit la un moment dat acolo. Da. Deci improvizațiile se văd. Multe improvizații. Improvizații. Surpriză foarte mare că Alexandru Rafila, de la care aveam niște așteptări, foarte corect și foarte frumos a prins Cristoiu subiectul, s-a muiat față de Raed Arafat ca și... Ei, el crede că în timp nu poate să rezolve peste noapte, dar observația absolut corectă. În momentul ăsta, tot Raed Arafat conduce, să spunem... Și comunicarea... Și pe sumasă, și sforile, și deciziile, și regulile după care funcționăm. Păi nu e la Ministerul Sănătății decât titlu, după părerea mea, sau probabil ceva injecții. Da, și n-are nicio legătură cu sănătatea publică, okay, asta e clar. Bun, păi nu e în ordine. Sau nu e în ordine în raport cu promisiunea pe care ne-a făcut-o. Mă așteptam la el, ca un profesionist în domeniu, să aibă o reacție mult mai fermă. Nu merge, nu se poate, pentru că este o șerpărie. Cum zice, să fii sănătoși, băieți, mă duc la spital. Sau să încerce de la bun început să rezolve lucrurile, să sau spună. Sau să dea milag, ok. Nu se poate, sau uite de ce nu se poate, uite cine se ține. Și a spus la început, sănătatea publică trebuie să fie apanajul Ministerului Sănătății și să facă asta până la capăt. Care sunt măsurile? Ei încă se chinuie să pună prefect, să pună încă n-au împărțit tot ce aveau de împărțit. Exact. Cornel, România, prioritățile României sunt în așteptare pe seama prefecților și a secretarilor de stat și a neamurilor care trebuie puse. Păi nu e în ordine, nu așa să... Dom'le, același tip de comportament în opoziție e una, e o voce, e un discurs, la putere... Se schimbă ca și când au uitat că au fost miere. Cu o zi înainte în opoziție. Apropo de Danileț, dar ai observat, de la Cioloș până la ultimul userist, au sărit în apărarea
ăsta e lui Danileț. Păi nu vorbeau ei despre statul de drept, despre justiție, că trebuie lăsată când venea vorba despre CSM? Da, și crezi că le crapă obrazul acum? Păi ar trebui. Se va că plouă. Păi ar trebui, nu? Nu, nu. Nu, în politică zici ce apuci, că oricum lumea nici nu ține și minte, uită și... nici nu te urmărește și până la urmă nici nu contează. Trebuie să faci suficient, doar să faci gălăgie. Ori ei asta fac. Da. Competență zero, pe experți zero, au trimis niște lătrăi, niște lătrăi de piață publică, foarte zgomotoși și eficienți, pentru că au reușit să facă imagine. Dar vezi că reacția opiniei publice este anesteziată aproape total, că nu mai vezi nimic. Sunt câteva voci, da, care vorbesc despre asta, în rest. Altă dată, dacă s-ar fi întâmplat asta, nu știu, acum câțiva ani, și CSM-ul, nu știu, ar fi făcut o lucru de genul ăsta, era prăpăd, era în piață. Până la manifestație. Da, dar era în piață primăvara, vara, toamna. Acum, nu iarna, că e fric, da, și nu e... Nu de fric. Și Omicron. Nu uita că suntem în pragul sărbătorilor. Pragul sărbătorilor. E o perioadă divină pentru noi. Ne întoarcem toți în locurile din care am plecat, ne întoarcem la familie, ne întoarcem la moși și la strămoși, la obiceiuri străvechi. E o perioadă în care politica poate să se țină de manipulări, de manevre, de șarlatanii chiar, pentru că de regulă românii în perioada asta nu fac. Au făcut-o odată când erau, când trebuia să explodeze și și atunci, după părerea mea, a fost lucrată, da? Așa, aranjată pe aici, da, pe acolo, da, prin dreasă, punctele esențiale. Dreasă, se zicea, au, da, dreasă, da? Ok. Dar eu cred că e o parte de... E un procent mai mic de oboseală și de lehamite, cât mai mare de preocupare de sărbători. Nu, și mai e ceva, Cornel. România a trecut printr-o catastrofă umanitară. Noi am vorbit aici. Da. Oamenii n-au avut în spitale, spune aici, n-au avut medicamente, n-au avut nimic. Apropo valul 4, că urmează valul 5 și vom vorbi și despre vaccinare și despre toate astea. Luăm o scurtă pauză, a trecut jumătate din emisiune, nu m-a întrebat când, dar a trecut, luăm o scurtă pauză și ne întoarcem la Cornel Nistorescu. Cornel Nistorescu, în studioul nostru. Apropo de această criză care a ținut câteva luni și te întrebam, USR, cum a ieșit din asta? Cum a ieșit AUR? Mai mic, mai mic. Uite-te tu la Dan Barna, care era așa, mamă, cu ce dezvoltură, cu ce... Bine, dar spunea numai banalități, adică nu spunea nimic... A, banalității e puțin spus, că banalitatea e o chestie adormitoare. Eu am vrut să fiu drăguț. E o chestie zgomotoasă, agresivă, înțepată, nu mai patinată, nici președinte. Așa că nu se termina nici, nu începea, nici nu se termina nicăieri. N-avea nici început, nici sfârșit. Da, dar foarte zgomotos. Uite-te ce mic e acum. Păi nu mai e nici președinte, Cornel. Păi vezi, scaunul face pom, poziția îi dă voce, poziția... Nu... Ca unde sunt ideile lui Dan Barna? Ai auzit de ele? L-ai mai auzit? Nu știu, nu sunt de aici. Dar uite, unde sunt ideile lui Cioloș? După ce a plecat de la Renew Europe... Unde sunt ale lui Barna? Cam tot acolo, da. Mm. În aceeași mediocritate. Unde sunt cei din trupa tânără? Nu au lupii tineri. Da, au taxat corect la Florin Roman. Trebuie să recunosc. Asta e clar. Au tocat și au obținut ce au vrut. Corect, bravo lor. Dar partidul ca atare... prezintă o mare pagubă, o mare gaură, o mare dezamăgire. Era o speranță. Prestația lor în toate locurile în care au fost la guvernare au fost dezamăgire. A fost o dezamăgire. AUR? Dom'le, e complicat cu AUR. Pentru că reprezintă niște valori care au nevoie de o forță politică. Care au nevoie de o componentă în forța de politică. De o reprezentare, practic. Numai poți vorbești numai de patriotism, că atunci e zăltare curată. Nu. De o schimbare serioasă a României cu o componentă patriotică, da? Nu dominantă, da? E, AUR n-are nicio viziune economică de niciun fel. Exagerează adeseori în prestația patriotică, așa, legată și de pandemie și de libertate în general. Bagă boxele la maximum. Sigur că de 1 decembrie
e necesar. E parte din viața noastră. E o invazie de pseudo. De pseudo-gândire, de pseudo-democrație, de pseudo-morală de la Bruxelles. Ceea ce face echipa de la Bruxelles, de o mediocritate absolut totală în materie de strategie, de evoluție a Uniunii Europene, cere o reacție la București. Dar ai impresia că au o strategie că nu... Dom'le, nu, e o armată acolo de funcționari... Care au o agendă legată numai de lucruri de genul ăsta? Să dispară Moș Crăciun? Să... Nu, cred că nici nu. Să nu se mai spună mamă, tată? Prietene, nu cred că știu nici ce e Moș Crăciun. Sunt niște deștea de școală nouă care trăiesc între calculator și domiciliu, între ecranul calculatorului și domiciliu, care iau o leafă foarte mare. Știreanul îmi zicea că sunt vreo 56.000 de funcționari. Da, care servesc parlamentarii și europeni și... Mă rog, structurile Comisiei Europene. Și care scot din burtă. Uniunea Europeană. Dom'le, să nu-ți imaginezi, am cercetat, am văzut, pe mine m-a șocat documentul la propunere făcută de cei de la Comisia Europeană, de secretara aceea malteză. Da, ceva înfiorător. Da. Zeci de pagini pe care le-au retras imediat, da? Că deci, vezi... nu, zeci de pagini, am scăpat de ele. Dom'le, eu fost Miss Malta... cu o școală de politologie în Malta și care a luat niște premii de la organizațiile astea de tip LGBT, nu știu ce, de prin diverse țări. Spania, etc. Dom'le, cultura ei, capacitatea ei de a participa la o dezbatere înainte de a propune un asemenea document. Dom'le, vine Nea Gheorghe, că nu e decât un nivel de... sau Coana Leana de pe colțul străzii, care a făcut nu știu ce școală, și propune o modificare a comportamentului într-un continent care are o istorie fabuloasă. Cum să vine? Vii tu? Tanti Leana de colea de pe insulă, da? Să schimb tot limbajul, comportamentul Europei. Și altă doamnă, da, care e medic-ginecolog, da? Medic-ginecolog. Am înțeles, ai spus de trei ori. Care a ajuns ministru a apărării în Germania, da? Aproape, ești de acord, domnule, hai să schimbăm astea în Europa. Nici o strategie de dezvoltare a Estului, da? Care e strategia lor de dezvoltare a Estului? Da? Să aplicăm strategia anticorupție, da? Asta e singura strategie. Și să îi plătim pe ăștia care, agenții de integritate, adică informatorii, da? Să fac o lege și pentru ăștia, să îi plătim. Cum erau informatorii ăla care erau cam pășest, da? Deci oamenii ăștia, fără să aibă o filozofie, fără să participe la o dezbatere, duc proiectul european în derizoriu. După părerea mea, nu doar în derizoriu, le expun unui risc care poate duce la prăbușirea acestui proiect. Pentru că popoarele europene puse să se poartă altfel decât tradiția, istoria specifică. Să schimbe tradiția, efectiv. O să înceapă să înjure. Spune, ai, domnule, scutește-ne. Lasă-mă cu Uniunea Europeană. Cu Uniunea Europeană. Beneficii economice, nu. Piața noastră este călărită la magazine de aia, la energie de aia, la transporturi de aia, la mașini de aia. Noi suntem la măturat străzile, la servit în dormitoare, în hoteluri, la ce mai suntem? La livrat, servit la mese, da? Păi nu te supăra, în loc să încerce o echilibrare a societății înspre Estul Europei... A forței Europei, de muncă, da, și așa mai departe, a dezvoltării până la urmă. Noi am devenit un fel de rezervor de forță de muncă calificată și de dormitor al forței de muncă necalificate aici, da? Despre care mai reprezentanții și admiratorii Uniunii Europene își mai și bat joc, că-s proști, că nu știu să voteze, că n-au dinți și așa mai departe. Nimeni nu-și pune problema. Cum ridicăm satul românesc? Ce de putem dezvolta acolo? Ai auzit vreun guvern discutând despre asta? Auzit la Uniunea Europeană un proiect? Nu, să facem muzeul Holocaustului, să facem muzeul ăla din Ardeal, să facem muzeul de la Jilava, așa mai departe. Să tocăm bani ca să avem ce restitui, da? Dar despre cultură ai auzit vreun cuvânt în programul ăsta de guvernare? Nimic. Iar când a venit vorba despre... te rog. Mai mult. Uite, am stat azi după amiază, am stat de vorbă cu directorul de un convex, o societate de transport cereale la Constanța. Bătrâne, sunt 30 de
mii de kilometri în zona Constanța de cale ferată cu vagoane distruse, care împiedică... 30 de mii de kilometri? 3.000 de kilometri. 3.000 de kilometri. Enorm, oricum, da. Mii de vagoane ale CFR-ului care sunt distruse, deteriorate, unele reparabile, altele probabil nu. Care blochează căile de acces în portul Constanța și nu se poate dezvolta. Se merge spre portul Constanța cu 17, pe calea ferată cu 17 km la oră. Da? Viteza asta e viteza, da? Noi vrem să ne modernizăm, să concurăm Europa când nu mai avem acces. Nu mai avem acces. Se vorbește mai mult decât trecerea la hidrogen și noi mergem cu 17, ce hidrogen, domnule? 17 km/h. Trebuie să faci fabrici de hidrogen. Noi suntem demenți pentru că se poate, sigur, e o chestiune ultramodernă, dar care presupune infrastructură, presupune dezvoltare, presupune investiții. A venit Drulă și a zis de trenuri cu hidrogen pentru că avea niște parteneri care, de la care așteptau, putea să cumpere, da, care așteptau o comandă, da? Că nu avem fabrici de hidrogen, că nu avem infrastructură, că nu avem mentenanță, că nu avem experți și... A, ce contează să luăm banii? Dumne, o tărășenie europeană care se răsfrânge prost asupra societății românești, din care societate reprezentanții noștri nu sunt capabili să contracareze, să negocieze, să ceară, să pretindă. Măi, eram, nu mai avem voie să facem aia. Vineți peste noi un soi de comunism european, îmi pare rău. Îmi pare rău dacă băieții ăștia tineri nu-și dau seama. Această reglementare exagerată, ca și cea de tipul omului, construirea sau facerea omului nou, de anii lui Ceaușescu, da. Și normele de etică și educație socialistă, care vin ăștia să ne le impună acum sub formă de ghid de... Noi practici, de noi practici și cod de comunicare, cum să te adresezi, să nu mai zici doamnă, să zici domnilor colegi. Să nu mai zici mamă, să nu mai zici tată. Domnule, dar îți dai seama în ce fundătură se află acești funcționari, acești politicieni instalați pe sume uriașe, 20-25 de mii de euro la Uniunea Europeană și cu ce se ocupă ei? Cu asta. Domnule, în vreme ce aici lumea are probleme cu energia, are probleme de salarii, are probleme uriașe de sănătate, spitalele alea de care tot ne-au zis că le vom vedea, nu le vedem și nu se ridică din pământ. Nu se poate. Nu se poate. E un fals. Ceea ce fac ei e o prefăcătorie pe ideea că fă-te că lucrezi, că facem democrație, că facem unitatea și europeană. Și un comunist de tip european. Și eu duc bine, dar nu sunt capabil să gândească Europa pe termen lung. Și în loc să o proiecteze, să lucreze la construirea ei, o distrug. Ei distrug, de fapt, proiectul european. Asta ni se întâmplă. Mă bucur teribil că am scris despre asta înainte să zică Papa și că a venit Papa Bergoglio și le-a zis-o că asta e un mod de a implementa o gândire de tip comunistă. Au încercat și Hitler, și Stalin și alții să impună oamenilor un mod de a gândi ignorând specificul țărilor respective. Noi am crezut că rămânem tot români în Europeană. Da, Cornel, dar e mai mult decât atât, că asta e ceea ce spuneai tu. Nu e doar faptul că ignoră specificul și tradiția fiecărei țări. De fapt, Uniunea Europeană, când s-a format, s-a vorbit de prezervarea tradițiilor și de specificul fiecărei țări. Tu vii și spui acum că e vorba de un comunism european care trebuie implementat la nivelul în tuturor țărilor din Europa. Dacă nu e opțiunea, Marius, dragă, nu e opțiunea poporilor din Europa. Europenii nu vorbesc de asta. Pe americanii a apucat Dan Blaua și se ocupă de asta. Bravo, băieți! Faceți voi. Da, și măsurile vin de sus în jos, n-are nicio legătură cu structură. Și ei sunt mimetici, ei sunt niște importatori de gândire netradusă, așa, pe care încearcă să ne o bage pe gât într-un mod absolut lamentabil. E păcat că ei compromit cultura europeană, atitudinea europeană, spiritul cartezian. Tradiția, exact, da. Dom'le, cultura europeană, că eu există o cultură europeană. Cum nu de aia zice vechi, bătrânul continent și așa mai departe. Există inamiciții între orașe, chiar între popoare. Există specificuri. Nu poți să-l convingi pe un șofer de taxi din Hamburg că... românul trebuie bătut sau alungat, sau că el trebuie iubit și trebuie primit în casă și să-i dai dormitorul, da? După cum nu poți să-i convingi pe români sau pe, nu știu, să nu vorbesc în nume, pe cetățenii multor țări
hai să luăm jumate din nu știu ce continent. Nu merge. Și mai e ceva, uite, plec de la exemplu, de la primul exemplu care pentru mine m-a surprins. Îți aduce aminte când acum 10, 15, 20 de ani s-a vorbit nu despre tăierea porcului, care e o chestie ține de tradiția poporului român, da, sigur, și mie mi s-a părut ciudat atunci și zic, băi frate, totuși Europa se schimbă, lumea... Nu, trebuie să tai porcul ca în Olanda. Bă, ți-e clar sau nu ți-e clar? Trebuie să-l tai ca în Olanda sau ca în Anglia? Gata, în Anglia nu. Că nu mai e Uniunea Europeană. Aia taie capra. Și altfel. Vezi, uite, am fost atunci tentat să zic, băi, au dreptate, se schimbă lumea, noi niște suntem totul sălbatici, adică cu ghilimele de rigoare. Există o doză de specific românesc care include poate chiar... Și ritualuri da, exact, de felul ăsta. Da. De felul ăsta. Nu se poate. Da. Deci ei încearcă să impună o Europa viitorului gândită în birourile lor, nu din contacte sau rezultate sau unor în dezbateri. De sus în jos, evident. La asta dar e. Tu crezi că Iohannis te-a întrebat vreodată, a întrebat vreodată pe cineva cu ce să fie de acord când se duce acolo? El parcă a fi proprietarul unui chioșc și e reprezentant acolo și se zice, da, sigur, da. Și să ne mai dea niște bani. Și să... da. Nu se poate. Ba se poate. În Ungaria se poate. Parlamentul a decis supraimpozitarea hipermarketurilor străine și obligarea acestora să doneze alimentele care expiră în 48 de ore. Ai văzut cum s-a dus Macron la Orban? Ziceai că s-a dus la Papa. Da? Da? Bravo lui! Bravo lui! Nu sunt un filomaghiar, nu sunt un antimaghiar. Bravo lor! Bravo lor că își păstrează identitatea, că au, au personalitate în negociere. Poate că unele lucruri pe care le fac sunt greșite, discutabile. Pot fi exagerate, pot fi da, derapaje, okay, chiar nu asta dar e. Dar măcar pun pe gânduri Uniunea Europeană, ne pun pe gânduri pe noi. E corect să înghițim toate prostiile? Îi pun pe gânduri și pe alții. Mm-hmm. Da? Păcat. Păcat. Nu, și vizita lui Macron arată că, știi că ei încearcă în Europa să-l izoleze pe Orban. Măi, antidemocratic și așa, anti-european. Uite că nu se întâmplă lucrul ăsta. Când Macron, da, care poate să fie, va deține Franța, va deține președinția Uniunii Europene începând la 1 ianuarie 2022, da, se duce și face această vizită la în Ungaria, la Orban. Prietene, în stilul acesta, în România, sprijinul în populație, sentimentul european decade și scade permanent. Bun, da, Iohannis, pentru că vorbeam mai devreme. Ca și când ar fi, cred că așa se comportă, patronul unui proprietar unui chioșc, care se cheamă România. Păi, iar o mentalitate de chioșcar care a ajuns primar și care acum e situația de a îndeplini și funcția de președinte. Dar în niciun caz nu este un reprezentant la modul, după așa cum îl văd eu, un reprezentant veritabil al societății românești, al României. Și a intereselor românești. Și al intereselor românești, economice, culturale și așa mai departe. Da, taxa aia de solidaritate, că de-aia am citit ce s-a întâmplat în Ungaria cu magazine, cu supraimpozitarea și cu... De ce crezi că în România nu se poate? Din același... Mai multe motive. Unul, pentru că PSD a făcut ciocul mic de îndată ce i s-a spus gura, da? Pentru că organisme gen AMCEAM și tot felul de asociații de genul ăsta făcute pentru intervenție în dezbaterile publice din diverse momente au fost împotrivă, fiind vocea de fapt a unor interese americane, ca să nu ale statului sau ale investitorilor, vom vedea. Și pentru că la președintele Iohannis a ajuns comanda europeană și internațională că nu se poate. Și atunci societatea românească a făcut ciocul mic, s-a plecat și o să vină călare peste noi să ia bani din taxe, din mașini, din pământ, din case și așa mai departe, din salarii, din tot ce este. Pentru că nu au acces la afacerile care se fac pe seama României, la profiturile care se fac în România și care se exportă la modul șmecher, da? Și aproape total. Și asta de 20 de ani, cel puțin. Dom'le, uite-te în taxele pe care le plătesc. Românii care păcălesc o taxă, sunt înfundați imediat în procese, li se distrug companiile, locarea conturilor și așa ceilalți, mai departe. Nici măcar controlați, nici măcar amendați, nici măcar
necum taxați. Deci, din acest punct de vedere, președintele se poartă ca un agent european în România, nu ca un agent român la Bruxelles. Îmi pare rău. Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem pentru ultimele minute cu Cornel Nistorescu. Emisiunea Cornel Nistorescu. Cornel, ai văzut acea lege care a trecut de Camera Deputaților și care dă accesul securității la Instagram? Că voiam să zic, să te întrerup, să zic. Bă, frate, ăștia mor de dragul de a afla ce vorbim și pe WhatsApp și pe... Pe Telegram, pe Signal și așa mai departe. Cine? Dar cine crezi tu că promovează legea asta? Tanțoș Barna, mă, care moare de drag să afle ce vorbesc mistreții, da? Și urcii care sunt împușcați care de prinții... Era, ca din întâmplare, era coleg cu aia, cu generația sa Isto, de la coleg de bancă, da? Da, dar cum a putut să treacă asta? Nu ziceai că e PSD? Adică ăștia de la PSD... Pentru că SRI-ul din Parlament votează și vrea, are comandă să dea, să treacă o asemenea... Eu nu înțeleg cine să ia care vor musai și mor de curiozitate. Eu știu că și Băsescu avea transcrieri, toate convorbirile și așa mai departe. Bă, dați nebuni, vor să înregistreze, să facă lege pentru toate, să asculte tot ce se mișcă în România. Oricum, o făceau fără lege, acum vor să aibă și legea. Vor acoperire, da. Vor acoperire totală. Urmează să meargă la Senat. Uite, de exemplu... Bă, da, securitatea nu făcea lucrurile astea, toate lucrurile astea. Și știi ce e mai trist? Pentru că toată lumea condamnă securitatea. Și e ok, pentru abuzurile ei merită. Dom'le, dar nu făcea atâtea. Iar noi, generația de atunci, era, și de după 90, care am făcut jurnalistică, am fost împotriva abuzurilor securității. Le-am tocat, ca să zic așa. Dom'le, generația de acum e de acord să te aresteze, să te strigă să te piață, urmărească, să te urmărească, nu iese în stradă, nu protestează, din potrivă, vrea cătușe și la pușcărie cu ei, cu aia, cu aia, cu aia, cu aia, să facă curățenie în societate pe bază de cătușe. Cornel... Nu pe bază de investigații, nu pe bază absolut, de argumente, nu pe bază de dreptul la apărare, nimic, în pușcărie. Dom'le, e o schimbare de gândire, de mentalitate la... Păi n-au strigat în piață mii de oameni. Da, pe asta spun. Asta fac. Cu cătușe, care e problema? Cei tineri care ar trebui să fie cei mai puternici și cei mai mari luptători pentru libertăți, pentru dreptate, pentru că și-au umblă Vandra, Razna, pe unde vor, fac ce vor, da? Ok, să apere. Ei cred că o să țină la nesfârșit să condamne, să facă ce vor, dar să susțină se pare că ține la limitarea libertăților ține și care se va întoarce și împotriva lor foarte repede. Cornel, drepturile și libertățile în pandemie în general au fost încălcate. În România... Dar nu-i vorba de pandemie aici numai. În general vorbim. Nu, ei sunt susținători înainte de pandemie a serviciilor. Pe steagul lor scrie prezumția de vinovăție de la bun început. Și asta, sub flamura asta, și pentru că partidele au făcut o politică din asta, nu le-a crăpat obrazul și nu le-a fost rușine. Nu l-a crăpat pentru că... Păi, USR-ul ce a făcut? Asta a făcut. Asta da, a făcut. Dar și în PSD și în tot și ei au securiștii lor care au promovat chestiile astea, din plus păcate. Plus în presă. Presa ce a făcut? Nimic. Absolut nimic. Ăsta, absolut nimic, dar uite că acum totuși au avut o reacție cât de cât. Cornel, dacă această lege, deci este lege care a trecut de Camera Deputaților, ar fi fost votat de o cameră superioară, inferioară, în orice țară din Europa, era lumea în stradă. Eu am auzit mulți care au fost întrebați despre legea asta, că uite, ți se ascultă. Știi ce ziceau? Da? Eu n-am nimic de ascuns. Păi nu asta este problema, că nu ai nimic de ascuns, că ți încalcă drepturi și libertăți fundamentale. Viața privată, convorbirile tale și așa mai departe. Dar nu după aia ți intră în baie. Ți le înregistrează, ți le modifică și ți le servește drept probe în instanță. Bun, și asta, am văzut, Marius, am fost știu. În instanță, am văzut probe mutilate, am văzut probe în care ofițerul SRI care a mers să le trebuie prezinte, se încurca în ele și erau toate... Trebuie să ne oprim, vreau să vorbim două minute despre Lucian Avramescu, care a fost un coleg. Un ziarist, un om absolut excepțional din punctul meu de vedere, așa cum l-am cunoscut. Iar în perioada în care am lucrat, am fost împreună la Clubul Român de Presă, rar am văzut un partener atât de
devotat idei de club de presă, de jurnaliști, de solidaritate. Aș vrea să vorbesc despre devotamentul lui și despre dragostea lui de, față de satul lui și față de comuna lui. Presa, la Sângerul, da. Lasă-mă cu presa, m-am săturat de... de presă. Dacă dă știre acum că Șoșoacă a mușcat de ureche pe nu știu cine, lasă-mă cu presa de știri de România de azi. Dom'le, omul ăsta și-a recuperat casa, a făcut din ea un muzeu al pietrei, a dat de muncă țăranilor de acolo, a făcut sărbători culturale, a dus personalități din România, în satul lui, cum n-a dus niciun minister al culturii din tot, din 90 până acum, în diverse sate românești. N-a avut, el a avut un program de viață. A dus artă, a dus artă acolo, a dus cultură, a făcut o revistă, a făcut tot ce se putea face pentru satul lui. Pentru că, vrei să spun ceva, m-a durut teribil și în același timp m-a impresionat că satul întreg, nu satul, că nu, sute și sute de oameni au fost prezenți la mormântare. Da, da, ziariști am fost eu cu Octavian Știrea. Asta e un semn extraordinar că s-a întâmplat asta. Da. Că l-au condus pe ultimul drum. Da, da. Mulțumesc mult, Cornel Nistorescu, ca de fiecare dată, cu o radiografie, mergând așa înspre disecție. Astăzi, cadavru, cu ghilimele, principal a fost Uniunea Europeană, din păcate. Și apropo de asta, ai observat extraordinar corect, dom'le, reacții prea multe, apropo de acel proiect al Lumis Malta sau ce era, destul de puține și firave, să știi. Păi, în continentul lui Kant, Hegel, a lui Habermas, a marilor filozofi și a marilor scriitori, bune, face reguli de comportament Miss Malta, mă. Mă, și Ceaușescu a făcut măcar un cod al eticii și echității socialiste ceva mai rezonabil. Eu zic că ne merităm soarta. Că Ceaușescu s-a atins de mamă și de tată și nici de Crăciun. Corect. A, ne zicea, făceam moșgerilă. Moșgerilă, ce, l-a preschimbat dar un pic. Cu moș până la urmă ni l-am luat înapoi pe Moș Crăciun. Nu, dar cu siguranță, toată lumea acasă trăia toată cu Moș Crăciun. De Moș Crăciun. E adevărat. Mulțumesc, Cornel Nistorescu. Ne vedem din nou mâine seară. Până atunci, nu cu ținem mine aproape.